Alina și bine v-am găsit în al doilea episod din Taste by Delici. Astăzi o să gătim delicios cu Daddy Cool! Alina, uite, am găsit ceapa! Fără ceapă, nu știu ce ne e așa. Salut! Bine ați venit la mea acasă! Bună, Alina! Ce gătim? Ce gătim, Alina? Păi ce gătim, Alina? Gătim risotto cremos cu mix de ciuperci coapte. Eu n-am făcut în viața mea risotto cremos, așa că sunt foarte curios să văd cum o să iasă. Și trebuie să vă spun că mă bucur foarte tare să o revăd pe Alina după... câți ani? 20 de ani! Da, da! Cred, dacă da, nu mai mult. Da, ia spune-le tu, oamenilor, de unde ne știm noi, de fapt, și de ce nu ne-am mai văzut de atât de multă vreme? Păi, am descoperit că noi am locuit în același cartier. Și că am fost și chiar la aceeași școală. Da. Dar timpul trece, memoria se duce. A mea nu. A mea da. Așa că am uitat complet că noi ne știam. Ne-am întâlnit la un eveniment caritabil, trebuie neapărat să știți. Dacă sunteți noi și pe canalul ei de YouTube și la mine, că o să pun și eu la mine, filmez în partea cealaltă. Eu mă ocup cu copiii din medii defavorizate, îi ajut, fac proiecte în sensul ăsta și tocmai de asta vreau să vă povestesc, pentru că ne-am întâlnit la un eveniment caritabil. De da, fapt, și așa da. Alina și-a dat seama că mă știe. Gata, hai, cu vorbăraia destul. E plictisitor să vorbim despre alte caritabile din punctul unul de vedere, dar nouă ne place, așa că trecem la partea entertainment. Hai să gătim! Poate abține să nu ofere ajutor, așa că e fată conștiincioasă și pune ea usturoiul la ciuperci, nu-i așa, Ingrid? Da. Bravo, Daddy! Auzi, vrei să le arăt oamenilor cum râzi tu cu poftă când râzi? Cum faci tu? Bravo, Daddy! Ferma! Fac să știi că usturoiul este foarte bun, nouă ne place foarte mult usturoiul la noi acasă. Nu știu cum faceți voi. Usturoiul? Usturoi. Și zeama? Da. Zeama de la usturoi? Da. Da. Păi, exact. Ana, soția mea, în sarcină, a mâncat foarte mult usturoi. Ingrid cred că s-a născut cu plăcerea de a mânca usturoi. Și noi consumăm foarte des. Asta cred că o să iasă foarte, foarte bun. Te punem și câteva rămurele de cingur. Pentru rețeta de risotto trebuie să folosim ulei, fiindcă o să călim ceapa, așa cum mi-a spus maestra Alina Dragne, și o să punem în tigaie ulei cam cât două linguri, nu-i așa? Da. Maestra care știe, eu zic că atâta e de ajuns. Alina a venit de la ea de acasă cu tigaia de fontă, ceea ce e foarte tare, pentru că mai greu găsești. Îmi dați, doamnă, ceapa, mulțumesc, îmi dați ceapa și frumos. Și avem și spatula. Băgăm aici. Ia uite cum sfâră. Ce bine spună. Ce-mi place sfârâitul cepei într-o tigaie. Cam cât zici să trag asta? Doar cam, acum că ți-e rumenește da, puțin? Da, 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 un pic. Un minut, două, așa, depinde cât de încinsă este. Da. Eu, de exemplu, când călesc chestiile, amestec în continuu tocmai în ideea în care să nu se arată. Corect. Punem orezul spălat înainte, da? Pune paharul de vin acum. Să vedeți ce aromă. Mamă, ce tare! Ce miroase a vin, vezi să nu te îmbeți, Ingrid. De la aburi. Ce miroase.
Și cât îl lăsăm pe ea? Până se evaporă vinul și apoi adăugăm supa. Hai să vedem ce fac ciupercile. Punem supa de legume, cană cu cană până când se evaporă. Oricum miroase foarte, foarte bine, să știți. Și asta cum ai făcut-o? Deci ai făcut-o separat? Da, am făcut-o separat. Ai fiert legumele într-o oală și ai pătrat zeama la până, da? Asta în caz că se întreabă cineva cum a apărut supa cu legume la noi în Bolgan. Mamă, ce interesant că aștept. Este gata. Acum punem untul cu bulețe și, Robertu, ce pui acolo? Parmezan cu lămâie, da. Cu coajă de lămâie rasă de Alina. Să știți că miroase foarte, foarte bine. Eu iubesc lămâia în general, iubesc și parmezanul, iubesc și orezul, iubesc și untul. Așa că Alina a nimerit rețeta asta pentru noi. Și sunt sigur că o să iasă super bine. Mai pun? Mai pune, dacă mai ar fi pune. După mine, să știi că eu aș pune... Pune-l pe tot aproape. Ah, perfect. Mamă, doamne, ce nebunie. Ce deliciu, ca să spun așa. Foarte frumos. Și lăsăm să se împrietenească, da? Toate aromele. Yes. Avem ciupercile coapte. Yes. Păi dacă suntem la final, să fac și un selfie. Te rog frumos să-ți faci treaba, da, lasă aici, să prindem, nu, anul ăsta e pe naturalețe, Alina, ai uitat? Presărăm ciupercile. Hai, poți să te uiți acum. Awesome. Spune și tu cum poți să pun și eu? Da, te rog. Că nu pot să mă abțin. Arată foarte bine, mamă, și ăsta pus eu pe facă fix aici, pac. Da, chiar. Uite. Și superb. Pătrunjelul proaspăt. Și știi ce aș mai face? Eu aș mai pune un touch de parmezan așa de sus. Da, da, da. Ok? Da. Ce zici? Îmi dai voi, da? Fac. Mi se pare așa că acesta este risotto-ul nostru, în care abia așteptăm să degustăm. Mm-hmm. Și am făcut și o salată lungă. Avem baby spanac, castraveți, roșii uscate, dar puteți să go wild, nu? Da, eu cred că tu m-ai tocărit pe Instagram pentru că ai făcut exact rețete care mie îmi plac foarte, foarte mult. Nu și măcar m-ai consultat înainte, deci e perfect. Eu sunt fan al frunzelor și al roșilor uscate, îmi place orezul, îmi plac ciupercile, așa că exact. Eu mănânc din tingaie, pare rău, dar trebuie să încerc. E foarte bun. Echipa! Veniți să gustați! Toată lumea! Să cheamă familia! Să mâncăm! Haideți, fetelor, să gustăm! Nu, dar chiar bun! Haide, Dadi, ia să spun aici! Fii atentă! Îți gustă umelul! Pac! Mi-a ieșit un cuvânt greșit, a spus Amelia la dezgustare. La dezgustare? Toată lumea la dezgustare. Hai, Dadi, urcă aici. Multate și gustă, nu, că... Stați așa să vă arătăm și omul din spatele camerei. Hai, Bogdane, treci acolo. Hai. Pac. Yes. Pentru că ce este bun și lui Dumnezeu îi place, iar noi trebuie să împărtășim toată asta cu voi. Mai trebuie. Să se vadă și echipa. Să nu vă prefaceți. Eu vreau să surprind reacții naturale, da? În care deci ea să iubito, mergi să mănânci. Aproape, e ok, stai liniștită. În postura, cu masca mea de casnică. Deci, Ingrid, ai folosit furculița ta? Da. Și ți-a plăcut ce a gătit Alina? Cred că da. Cred că da. Și asta e o plăcut.
Vin. Noi vă așteptăm și pe canalul meu de YouTube, și Robert pe canalul lui, și pe blog, și pe blog. Și pe blog. Și pe blog, și pe multe blog. Pe stradă. Dedicii canalul de YouTube pe care vă uitați deja. Daddycool.ro sunt eu. Daddycool.ro pe Instagram. Daddycool.ro pe Facebook. Se știe! Băi, e foarte bun. Până data viitoare, poftă bună la delicii. Minunat. Cheers.